Tocmai de aceasta, datorită acestei campanii, democrație este posibilă. Vreau să mulțumesc funcționarilor fantastici de aici, de la Downing Street numărul 10 și tuturor celor care m-au susținut, mai presus de toate. Vreau să vă mulțumesc vouă, publicului britanic, pentru privilegiul imens pe care mi l-ați dat. Și vreau să știți că de acum înainte, până când va veni un nou premier, interesele voastre vor fi servite, iar guvernul și țara vor merge înainte. Să fiu premier este o chestie educațională în sine. Am călătorit în toate părțile din Marea Britanie și în afară de munca mea, am găsit atât de mulți oameni minunați, originalitate britanică și oameni pregătiți să vă facă față tuturor problemelor și știu că chiar dacă această probleme sunt negre, viitorul nostru este luminos. Vă mulțumesc tuturor foarte mult! Premierul Marii Britanii demisionează, a anunțat asta chiar mai devreme, spune că guvernul și țara merg înainte și a avut și un mesaj pentru britanici. A spus, citez, știu că mulți dintre britanici se vor simți ușurați, alții vor fi dezamăgiți. Este un subiect pe care îl urmărim în continuare, inclusiv implicațiile lui, aici la Digi24.